locații și această transmisiune. O să rămânem, doamnelor și domnilor, cu imaginile de acolo. Spuneam, este alături de noi și expertul criminolog Dan Antonescu. Bună ziua, domnule Antonescu! Bună! Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Vreau să vedem și imaginile cu tânărul, elevul de la liceul militar, cel care, iată, a ucis-o pe fată de 14 ani. De asemenea, l-a rănit extrem de grav pe tânărul de 19 ani în momentul în care a fost dus la poliție. Iată. Îți pare rău? Ce ai de spus în apărarea ta? De ce ai făcut lucrul ăsta? Nu regreți absolut nimic. Domnule Antonescu, este un caz extrem de complicat, mai ales că vorbim despre un tânăr de 17 ani, tatăl său fiind polițist, avea însă la el o macetă, un cuțit de vânătoare și de asemenea mască și mânuși. Spune că nu-i cunoștea pe cei doi și asta este poate controversa momentului, pentru că sunt și informații conform cărora totuși ar fi avut o legătură. Și o să vedem în câteva clipe declarația pe care o face avocatul tânărului, vine cu detalii în legătură cu acest lucru. Care credeți că este în acest moment, dacă vreți, motivul principal? Din punct de vedere penal, dacă ne referim la încadrare juridică, acest aspect... Nu că n-are importanță, este trecut cumva în planul 2. Aici se iau în calcul probele directe și indirecte care să ducă la aflarea adevăratului autor. Eu zic că 99,9%, poate chiar mai mult de atât, avem autorul. Ceea ce mă întrebați este din punct de vedere criminologic și dacă reușim să aflăm de ce a fost comisă această faptă, trebuie să luăm în calcul cel puțin cele două variante, dar sunt mai multe, din păcate. Fie e vorba de gelozie, adică cei doi, fata și autorul, au avut o relație și el nu a fost de acord cu despărțirea. Ori astfel de situații am avut nenumărate în toată țara. Credeți-mă că le-am adus în discuție la emisiunea pe care o facem la Televiziunea Națională, cu lux de amănunte și cu învățăminte pentru cei care sunt predispuși la a fi victime sau autori. După aceea avem de-a face cu victime de conjunctură, varianta a doua. Copilul acesta a plecat de acasă hotărât să comită o faptă gravă, de aceea și-a luat un dita mai cuțitul, am văzut, este ceva mare și pentru un om matur, și-a luat mănuși, și-a luat cagule. Și pur și simplu a ales la întâmplare. Victimele, e adevărat, a provocat cumva, dacă este adevărat ce spune el, să sperăm că tânărul care este în spital va reuși într-o bună zi să spună și el ce s-a întâmplat acolo, dar având acum numai declarația autorului, el spune că s-a uitat insistent la fată, băiatul celălalt i-a tras atenția să nu mai privească atât de mult, mă rog, ce va declanșa, dar e clar că el a căutat conflictul. Vin detalii importante exact despre asta. Vin detalii importante, domnule Antonescu, vă rog, rămâneți cu noi, exact din partea avocatului, cel care l-a reprezentat pe tânăr atât în fața procurorului cât și în fața judecătorului. Vorbește despre momentul în care s-a înfuriat, spune că și-a pierdut pur și simplu controlul, dar atenție, spune că a dat totuși o tură, astfel încât să vadă dacă este fata respectivă. Sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în discuție. Iată ce spune avocatul. L-a simțit să aibă vreo remușcare la audieri? Bună întrebare. I-am pus-o și noi și a spus că îi pare rău pentru fată, la care am rămas puțin blocat, și doamna procuror și eu, și zic și pentru băiat. Da, îmi pare rău și pentru el, dar mai puțin, pentru că puteam să găsesc altă soluție să rezolv conflictul. Va fi supus să vină expertize psihiatrice? Absolut, e obligatoriu. A crezut că-s două fete, inițial, eu vă spun declarația. A mai dat o tură, s-a convins că e o fată și un băiat, s-a uitat la fată, insistent, fata la el. Celălalt băiat i-a spus că n-are voie, de ce să uită la ea așa? Și a dat doi pumni în falcă și în stomac și el atunci a avut un exces de furie, a deschis rucsacul, ghiozdănelul și a scos mănușile și cuțitul. S-a dus după băiat care a văzut ce s-a întâmplat și a fugit, s-a dus după el, l-a doborât, l-a înjunghiat, după aia s-a dus după fată,